Cea de-a 17-a ediție a emisiunii O Special la SOR TV a adunat un public enorm, comparativ cu alte ediții. Ei au venit să-l vadă și să-l asculte pe îndrăgitul interpret de muzică populară Igor Cuciuc, care, din spusele organizatorilor acestei emisiuni, artistul a acceptat din prima ca să vină la Soroca. Zis și făcut. Igor Cuciuc a fost întâmpinat de public cu mare bucurie și multe aplauze. Interpretul a venit în O Specie la SOR TV cu întreaga familie Cuciuc, cu soția Diana și cu fiica Andreea, cu care nu se desparte niciodată. Emisiunea a cuprins în sine două părți, prima fiind dedicată muzicii populare și a doua muzicii etno. Oamenii s-au luat mână de mână și au format o horă mare. Bucurați-vă de viață și jucați în dimineață, lume. O surpriză a serii au fost și dansatorii soroceni care au venit cu câteva numere. Două ore de muzică bună se pare că le-au fost pe plac sorocenilor. Sunt de la începutul emisiunilor când s-au organizat la SOR TV întâlniri cu artiștii preferați din Republica noastră și de peste hotare. Și mă bucur că această idee a luat naștere anume aici la noi, la Soroca. Pentru prima oară am luat parte la emisiunea organizată de SOR TV. Am primit o mare satisfacție din la concertul prezentat de Igor Cuciuc în seara asta. Sper să mai organizați așa emisiuni și cu alți artiști. Emisiunea O Specie la SOR TV încă de la începuturi este moderată de colega noastră Steleana Guțuleac, care de fiecare dată încearcă să afle cât mai multe despre interpretul venit în ospete. Adeseori trăiesc emoții mari până la sfârșitul emisiunii, pentru că nu știu ce se poate întâmpla. Și mă bucur când ajung în final și spectatorii aplaudă. Cum a fost să lucrez cu Igor Cuciuc? Cu Igor Cuciuc, vreau să spun sincer, mi-a fost să lucrez foarte ușor. Pe lângă faptul că este un băiat talentat, este foarte deschis spre discuție, este sincer, este plin de bunătate sufletească, de viață. Cu impresii deosebite s-a ales și interpretul, care a spus că nu a primit încă niciodată atâtea flori. Că am avut primul concert solo aici la Soroca, care am cântat două ore, una și una, am primit multe flori. De fapt, prima dată când primesc atât de multe flori, a fost la SOR TV. M-am simțit ca în sânul lui Dumnezeu, extraordinar, un pământ binecuvântat de Dumnezeu aici, oameni foarte, foarte buni. Concertul pentru unii soroceni a continuat afară, până târziu. Chiar de ești din sat sau ești de la oraș, în viața asta sigur trebuie să fii nănaș. Doar cu mătrul meu e alături meu, el va rămâne așa în inima mea. Ideea emisiunii O Specie la SOR TV aparține fondatorului televiziunii Constantin Volnițchi, care desigur s-a bucurat de succes, iar ceea ce ține de organizarea emisiunilor de acest lucru se ocupa Emilia Bobeica, directorul televiziunii. În O Specie la SOR TV, Igor Cuciuc va fi difuzată în eter duminică 6 decembrie. Următoarea ediție va avea loc în luna ianuarie și va avea ca oaspeți pe interpreții Adi, Veceslav Busuioc și alții.